Bună ziua, dragii noștri! Astăzi la Escu TV v-am pregătit o surpriză foarte frumoasă. Am invitat pe băieții de la Vox Maris Chicago, o trupă românească din Chicago, care a luat ființă în 2011. Iată, sunt aproape 10 ani de atunci. Stăm de vorbă pentru început cu Adrian Nechiti, liderul trupei Vox Maris din Chicago. Adi, bine ai venit la Escu TV, mersi că ai acceptat invitația noastră. Ce mai faci? Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorat să apar la emisiunea Escu TV în Canada. Sunt bine, sănătos, ce mai important, și încântat totodată să vedem ce putem face în continuare cu acest proiect de suflet care s-a născut în 2011, trupa Vox Maris Band din Chicago, și încă mai activăm. Încă mai activați și sper pentru mult timp, Adi, pentru a crea o oarecare legătură între cei care ne urmăresc și voi. Adi Nechiti este un prieten de-al nostru, a fost și la Montreal și la Toronto când am avut concertele Compact și îți mulțumim pe această cale, ne-a ajutat foarte mult la partea tehnică. Din câte am înțeles, tu ești inginerul trupei, nu? Te da. Ocupi și de sonorizare. Dar până acolo, cu ce se ocupă fiecare din band, cum ați luat ființă? Cum v-a venit ideea asta? Care a fost parcursul vostru până acum? Ideea a venit ca un răspuns de a aduce cultura și muzica, în special muzica, mai aproape românilor aici în Chicago. Am început ca două grupuri separate. Eu cu bateristul Dan Rizzo am avut câteva întâlniri în care am zis haide să vedem dacă putem face ceva muzică folk la anumite evenimente create în Chicago. Și într-o seară ne-am întâlnit la un eveniment cultural cu ceilalți doi membri din trupă, Dan Păduraru și Ștefan Cristolțean. Și am inițiat acest grup care nu știam dacă o să ajungă așa de departe. A fost o idee de început. Hai să vedem cum ne putem conecta în comunitate prin muzică. Și de la un eveniment la altul am început să compunem. Am lansat primul album al trupei în noiembrie 2015, intitulat Călători prin vise, urmând în continuare să participăm la foarte multe festivaluri românești, în Chicago, am fost invitați în Portland, în Houston, în New York, St. Louis. A luat o amploare foarte frumoasă acest proiect și mă bucur că încă-l ținem. Deși să fii artist este un lucru frumos, în esență, nu? Da. Creați, cântați, dați bucurie celor care vă ascultă, spectatorilor, primiți bucurie și energie de la cei care vă apreciază, nu? Este un schimb de Până la urmă, give and take. Ai dreptate. Până la urmă se rezumă exact la acest lucru. Aduce energia publicului și publicul ți-o dă înapoi. Și asta acum, este sigur. Acum 9 ani când v-ați înființat, te gândeai că veți ajunge totuși destul de departe, aveți două albume, îl pregătiți pe al treilea, este remarcabil. Da, vă gândeați la lucrul ăsta sau vreați doar să cântați împreună, să vă amuzați? Ai dreptate. Doream să cântăm împreună, să avem o activitate muzicală de pasiune. Și, cum am spus, de la un concert la altul ne-am dat seama că este nevoie de vocea noastră în comunitate. Lumea a început să ne aclameze, să ne încurajeze, să ne sprijine în acțiunile care le-am avut. Și ăsta e un alt motiv pentru care am continuat proiectul, urmând anul trecut, în 2019, noiembrie, să lansăm al doilea album intitulat Pâine și Sare.
Și albumul al doilea, vreau să spun, a fost făcut într-un an. Deci materialul era adunat, dar nu aveam timp să îl înregistrăm și ne-am hotărât până la urmă să-l înregistrăm tot și să-l lansăm anul trecut. Ceea ce ne bucurăm, pentru că dacă nu lansam anul trecut, anul ăsta nu se putea lansa deloc. Deci, muzica voastră este de inspirație rock-folk. Am ascultat și eu câteva din piesele voastre. Recunosc că mi-au plăcut foarte mult. De altfel, mi-aș dori tare mult să vă văd într-un concert aici la Montreal. Nu este prea departe de Chicago, la o adică. Muzica voastră... Da, spune. Ar fi minunat să ajungem, ne dorim foarte mult să ajungem în Canada. De altfel, anul acesta, planurile erau în direcția aceasta, să mergem și în Canada și să mergem și în Statele Unite, în câteva orașe mai mari, să avem ceva concerte. Dar, cum știi, din cauza situației actuale, nu s-a putut realiza nimic anul acesta. Da, suntem în acest context neplăcut pentru mare parte din societate, pentru artiști, aș spune în mod particular, pentru că arta, cultura, muzica nu fac parte din preocupările esențiale, adică nu sunt pe lista activităților esențiale. Nu știu dacă este bine sau dacă este rău, asta este legea, nu avem ce face. Dar este o perioadă dificilă pentru artiști și pentru public, cred. Da, da. Avem puțin noroc faptul că noi, toți membrii trupei, avem serviciile noastre și ne putem susține financiar prin serviciile noastre, nu prin muzică. Și acest avantaj care îl avem deocamdată ne permite să venim în studio în timpul nostru liber, să înregistrăm al treilea album, așa cum ai spus, ne gândim să compunem în continuare și să scoatem un alt album, probabil anul viitor. Dar îmi pare foarte rău pentru colegii noștri din România și de aici, care sunt artiști, și este foarte greu ca ei să se susțină financiar din muzică la ora actuală. De aceea, platformele online sper să meargă și încurajez toți ascultătorii să facă donații la aceste formații care au live show-uri și ar putea să se susțină cum venit. Adi, ești în Statele Unite de ceva ani, nu știu dacă mult sau puțin, este foarte relativ, depinde cum privim. De aproape 20 cum ai ajuns, da, cum ai ajuns în Statele Unite? Ai început probabil să cauți de muncă sau să îți creionezi un viitor. Cum a fost începutul? Am emigrat în 2001 în Statele Unite, câștigând loteria vizelor, dacă știi acel program de Diversity Visa Lottery. Și am venit eu cu soția, Claudia, în 2001. Am început de la zero, sincer, cu câteva cunoștințe care m-au așteptat în Chicago și m-au sprijinit pentru câteva luni până am găsit un serviciu. Și ca toată lumea, mergi la lucru, vii de la lucru, nu te gândești la artă, nu te gândești la muzică, te gândești cum să te poți susține într-o societate nouă. Am avut probleme de a învăța limba, a trebuit să merg la școală, să învăț limba, dar foarte repede m-am integrat eu personal, am profesez meseria de inginer, ceea ce e minunat, și ulterior în 2009 am început să regăsesc muzica și în 2011 s-a format formația. Am plecat de acasă,
eram doar un copil. Ce-și ascundea visele frumoase într-un colț de cer senin. Am plecat de acasă, tata încă mai era. Și așa, într-o zi, ca un zeu a plecat undeva. Și dacă am să vin am să mă așez pe o stâncă și-am să strig, și-am să strig. Mamă, iată, am venit, am venit, sunt aici, iată-mă. Am plecat de acasă, oameni buni mai erau. Încet întrebări și răspunsuri, în clipe de dor mă îmberau. Am așteptat să vin la voi, să vin la voi. Când am plecat de acasă, privirea-mi tăcea către voi. Eram din clipa aceea străinul din depărtări. Și dacă am să vin înapoi, am să mă așez pe o stâncă și-am să și-am să strig. Mamă, iată, am venit, și-am să strig, și-am să strig. Mamă, iată, am venit, am venit. Iată, avem un gălățean aici, acolo, de fapt, la Chicago. Poate că foarte mulți știu de, au auzit de Vox Maris, însă ceea ce nu știu este că Dan Pădoraru a venit
din România. Primului pas către America a fost aici la Montreal. Povestește puțin cum ai plecat din România, cum ai ajuns, cum a fost la Montreal. A fost multe peripeții până a ajunge aici în Statele Unite, dar am, știți cum am mergeat cu vaporul până la Val, până în Montreal. Și de acolo povestea nord-americană a început foarte ușor. Adică foarte ușor. Adică am intrat într-o lume nouă și a trebuit să mă descurc, cum s-ar spune. Cât timp ai stat la Montreal? Montreal, Laval, în zona asta? Timp de 2 ani am fost în Montreal. De ce? Am stat. Ai reușit să cunoști cât de cât comunitatea română? Bine, da. E un oraș extraordinar. Chiar mi-e dor să ajung din nou acolo. Veți ajunge cu siguranță, pentru că Vox Maris va trebui să vină să cânte și aici, în Canada, să vă cunoaștem și noi, să vă vedem live, nu? Și noi suntem nerăbdători să vă cunoaștem. De mult timp am încercat, dar acum cum e situația asta în lume, e mai greu, dar să sperăm, cu ajutorul Dumnezeu, că se va rezolva totul. Și atunci o să putem să ne vedem cu chitările în mână, pe scenă și să transmitem din sufletul nostru tuturor o părticică. Ce proiecte de viitor are Vox Maris, Dane? Acum, în general, vrem să facem un nou album. Lucrăm la o piesă, deja am început să lucrăm la o piesă nouă. Și cam asta ar fi, stăm în studio și să compunem cât mai multe piese în perioada asta. Profităm de că putem să stăm în studio, înainte nu prea aveam timp. Și așa putem să venim de mai multe ori în studio și să lucrăm la noi piese care... De obicei, băieții aduc câte o piesă, vin și eu câte o piesă și atunci încercăm să colaborăm și iese un produs final frumos, la sfârșit. Perioada aceasta cauzată de pandemia COVID-19 a fost pentru voi o perioadă în care poate că ați reușit să faceți lucruri de care aveați mai puțin timp înainte? Nu, pentru că la noi, lucrând în mediul ăsta, zicem, în construcții sau în... Unul celălalt sunt electricieni, eu lucrez la blocuri, reparații și mai multe lucruri când lumea solicită, nu prea am avut timp. Deci am avut de lucru în fiecare zi chiar. Am fost zi de zi pe front, cum să ziceam. Cum reușești să-ți faci timp și pentru muzică? Ai... Și doi copii, nu? O fată și un băiat, da, să-ți trăiască. Da, o fătiță, mulțumesc. Ne găsim timp, toate că e mai greu. Se simte ce se întâmplă acum, dar trecem ușor. Încercăm să repetăm acasă, poate de mai multe ori. Încercăm să facem lucruri în așa fel... Să, când ajungem aici în studio, să fim gata ca să putem să lucrăm la piesă. Dane, eu îți mulțumesc pentru timpul tău și îți doresc și ție și întregii trupe Vox Maris din Chicago. Vă doresc tuturor multă sănătate, mult succes și pe plan artistic, și pe plan personal, și pe plan profesional, fiecare acolo unde activați. Mulțumim și noi, vă dorim la fel, multă sănătate și dea Domnul să treacă și asta și să ne vedem. Iată, continuăm prezentarea trupei Vox Maris din Chicago cu ceilalți doi membri ai trupei. Salutare, băieți! Cum e la Chicago? Bate vântul acolo în țara vânturilor, orașul vânturilor. Chiar de data asta avem soare, e frumos, chiar vreme foarte faină. Vă iau, nu știu în care ordine să începem prezentarea. Haideți să spunem Dan Rizzo, pentru că cu el am început. Ce se spune filozoful trupei? Explică puțin despre ce e vorba. Păi, probabil din cauza temperamentului fiecăruia. Îmi place să vorbesc mai mult, mai... Asta și fiecare ne găsim poreclă.
Sau cred că de acolo mi se trage. De cât timp ești cu Vox Maris, ești printre membrii fondatori, pardon? Chiar de la început. Cum a început povestea voastră? Păi, am început cu Adi, m-am cunoscut cu Adi, chitaristul, și împreună cu el ne-am dus să cântăm la un eveniment aici în comunitate. Și la evenimentul respectiv am întâlnit alți doi români, pe Dan Păduraru și pe un alt membru care nu mai e cu noi de data asta. Și în felul ăsta am început ideea de trupă. Ne-am întâlnit de câteva ori și ne-am potrivit și de acolo restul e istorie. Suntem aici. Dan, ești pasionat de filozofie, de sociologie, de istorie. Te influențează într-un anume fel în creație, în partea artistică? Absolut, pentru că eu cred totdeauna că arta și muzica e ceva care trebuie să vină din interiorul fiecăruia. Zicea Eminescu, e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Adică e ușor să faci muzică dacă nu ai un mesaj. Dar noi vrem să credem că mesajul nostru e specific și vine din autenticitatea fiecăruia. Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Îmi pare rău că nu avem mai mult timp să stăm de vorbă acum, dar în mod cert vom avea mai mult timp când ne vom întâlni în Canada, când veți concerta cu Vox Maris aici în Montreal, cel puțin. Eu vă aștept cu mult drag și mult succes ție și familiei, copiilor tăi, și pentru că se apropie și sărbătorile, sărbători fericite. Andrei Deaconu, noul basist al trupei, nu? Da, activez cu băieții de 2 ani de zile de acum. Cum te împaci cu băieții? Ești cel mai tânăr dintre ei? Sunt generații un pic... Da, surprinzător, mă înțeleg foarte bine cu ei, sunt niște băieți foarte de treabă și atât din punct de vedere artistic, muzical, cât și în viața de zi cu zi. Avem pasiuni comune și ajungem în puncte comune. Spune-mi, cum compuneți voi? Cum mergeți, eu știu, vă întâlniți, stați de vorbă, vine fiecare cu o idee și iese poc o melodie. Care e aportul tău ca basist la o melodie? De obicei, băieții au un fundament bine structurat înainte și deja trupa în sine a căpătat un contur prin originalitate, prin ceea ce fac, au deja 10 ani. Eu doar vin și pun un veliș propriu, dar în același timp încercând să nu mă îndepărtez din stilul lor, să-i acopăr. Ești ieșean, nu? Ai urmat Universitatea de Arte George Enescu în specializarea pedagogie și studii teoretice de muzică, dacă nu mă înșel. Da. Da, am studiat din clasa 5-a până în clasa 12-a chitară clasică, apoi facultatea și masterul am terminat pe pedagogie muzicală și studii muzicale teoretice, în același timp activând în câteva coruri din Iași și câteva banduri sub titlul de basist. Cum este în Chicago? Chicago este un oraș destul de european pentru mine, arată destul de european, cum am zis. Îmi place foarte mult că este foarte divers, sunt foarte, foarte multe culturi, foarte mulți imigranți. Nu pot să zic că mă simt ca un imigrant în orașul acesta, atât de mulți imigranți sunt. Dan Rizzo, pentru că tu ești, presupun, de mai mult timp în Chicago, cum vezi comunitatea română de acolo? Am înțeles că sunt foarte mulți români în Chicago.
Da, se pare că avem cea mai mare comunitate de români din diaspora în Chicago. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar suntem foarte mulți. Atât de mulți încât dacă mergi pe stradă și auzi români, nu te oprești, ci pur și simplu mergi mai departe. E ceva normal. Există organizatori de evenimente, eu știu, care este viața comunitară acolo în Chicago? Da, existau ceva promotori, dar acum cu virusul deja totul e mort. Nu mai există nicio activitate. Ei, să sperăm că vom reveni la normal în timpul cel mai scurt, poate chiar la anul, și să reușim să ne vedem. Eu cu Adrian, cu Adi Nechiti, sunt într-o relație foarte bună, ne știm de ceva timp. Și tot vorbim de un concert Vox Maris aici în Canada. Sperăm că se va întâmpla cât mai repede. Noi vă așteptăm cu drag. Până atunci, multă sănătate și multe bucurii vouă și familiilor voastre. Mulțumim, mulțumim la fel. Mulțumim. Mulțumim. Ne pregătim de trecut.
tragându-i